Da, bun găsit la superba emisiune, începem în forță, vreau și eu în plasmă ce trebuie să am în plasmă, Breaking News! Președintele noastră, Klaus Werner Iohannis, a făcut declarații dure la adresa profesorilor care continuă greva, avem G4 Media. Cum îndrăznește cineva să pună în dificultate examenele naționale? Mamă, bine fotografia... Nu ilustrează uh, foarte bine, după părerea mea, spiritul uh, interogației prezidențiale, care are așa o tușă, o tangentă amenințătoare. Cum îndrăznește, asta e cum îndrăznește cineva să pună în dificultate examenele naționale? Uh, cred că e o întrebare, totuși, retorică. Uh, după, ce guvern, după ce guvernul le-a dat tot ce au cerut acum în CTMI să continue greva. Mamă, 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 a dat uh, președintele Werner militaria jos din pod. Președintele Claus Iohannis a făcut joi la Chișinău. Dai seama, declarații dure la adresa profesorilor, după ce liderii sindicali au anunțat că nu sunt de acord cu oferta guvernului și că majoritatea profesorilor vor să continue greva. Reamintim că guvernul a așa ca aia cu 1000, cu 1000 de lei Uh, mia de lei brut, că asta era mia de lei brut. Asta e. Bru brută. Mia de lei brută. Uh, și tu, brută, principale declarații ale președintelui. Uh, toată clasa politică a neglijat educația 30 de ani. El parcă el a zis, domnia asta, parcă a zis că face asta cu România educată, parcă nu, nu? De ce? Cum adică să Cum a neglijat? Cum s-a neglijat clasa politică? Um. Cum a neglijat? Păi și dânsul? Cum? Prima dată când educația a fost pusă la nivelul care îi se cuvine a fost cu ocazia proiectului meu. România educată! Absolut, da! I-a ieșit foarte bine. Știm toți că educația se face cu mult entuziasm, dăruire, dar nu vine pe gratis. Nu, pe gratis nu vine. Uh, pentru că o expresie greșită, din punct de vedere al limbii române. Nu mă aștept acum ca domnul președinte Claus Werner Iohannis să vorbească totuși limba română și e profesor, dar la fizică acolo nu există pe gratis, nu există pe. Pe-ul acela nu există. Deci expresia corectă este, dar nu vine gratis, nu pe gratis. Ok. Nici pe gratis, nici sub gratis, pur și simplu gratis. Asta e. Deci o fi greu asta? Pare că da. li da, trebuie să primească ce li se cuvine. De asta au fost foarte supărați, nu știu ce. Da, pa, 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 Dar după aia zice că le-a dat guvernul ce au cerut. <laughs> și cum îndrăznește cineva să... <clears throat> Eu mă uit la cum comunică După cum bine ați observat și observați în continuare, n-am niciun fel de implicare emoțională în speță zero, implicare emoțională. Deci, cred, poate e arogant să spun, dar cred că privesc cu obiectivitate provenită din de detașare uh, situația. Și atunci uh, mă uit la cum comunică liderii de sindicat. După părerea mea, com comunică prost. În ce sens comunică prost? Uh, nu atât de prost precum comunică guvernul. Gu guvernul comunică absolut mizerabil. Orice ar spune guvernul, spune atât de rău, încât nici nu mai contează ce spune, atât de rău pare când spune ce spune. Poate că e și rău ce spune, dar spusa adaugă la rău. Ok. Dar de ce zic eu că liderii sindicat comunică greșit? Deci, întrebarea care li se pune lor obsesiv-compulsiv în toate studiurile de televiziune, și uneori, sigur, și cu nuanțe patetice, legitime, având în vedere că, na, copiii, examenele, înțeleg. Uh, întrebarea este, de ce? Um, ce să, de ce? De ce? ce să facem cu viitorul copiilor noștri? Uh, copiilor noștri, viitorul copiilor noștri? Și ei spun... Uh, sigur, așa dar noi trebuie să facem și nu. Deci, uh, după părerea mea, problema trebuie pusă, da, e așa, pe bază de comunicare, de da, am și o, o opinie, că nu aș putea spune sfat, că cine -s eu să dau sfaturi, dar o opinie, așa. Um, deci când zic dar viitorul copiilor, da viitorul meu, da viitorul copiilor mei, că eu zic acum, eu sunt profesorul cum ar veni, sau liderul sindical și mi se pune întrebarea asta. Dar ce facem de, cu greva asta care afectează viitorul copiilor noștri? Da viitorul meu. Da viitorul copiilor mei. Că eu trebuie să-i cresc din, nu? Și să am grijă de copii din 2500 dacă sunt, nu, zic, sau cât naiba sunt, știi? Deci ei niciodată nu pun problema așa și pun problema la modul... Deci, dar de ce să mai faceți grevă, nu știu ce? Când renunțați la grevă? Păi întrebați pe guvern când renunțăm la grevă. Ei știu când renunțăm la grevă. Cerințele noastre sunt clare. Deci niciodată nu au pus problema simplu și clar la toate aceste întrebări. Zici că ei fac un... Uh, cumva, adică e un naz așa de-al lor. Așa, băi, am o faceți grevă. Păi și copii. Păi nu, întreabă pe guvern. Întreabă pe guvern. Asta aș face eu dacă aș fi în locul domnilor, lor. din fericire nu sunt în locul domnilor. Lor. Dar așa, glosam și eu pe temă ca să avem ce vorbim în emisiunea asta. Totuși, din când în când, uh, uh, din când, în când nuanța aceasta, să-i spunem, abruptă a președintelui Iohannis uh, iese la suprafață ca un geyser. Cum îndrăznește cineva să pună în dificultate examenele naționale? Foarte greșit, după părerea mea, foarte, foarte, foarte greșit. Dar dânsul nu suportă nici cea mai mică doză de disconfort. E, pentru mine este absolut clar că ecuația personală a domniei sale, ecuația de viață, este dominată în proporție absolută, cred, de uh, obsesia, nevoia, mai mult decât nevoia, obsesia pentru confort. Orice disconfort îl destabilizează. Ca atunci când a dat cu paltonul de mașină, mai țineți minte, nu suportă disconfort. de -aia cred că nu suportă nici să fie contrazis niciodată, că e un disconfort. Adică, bă, m-a contrazis unul. O, o, -o, trebuie să... De-aia n-a dat interviuri. Eu așa îl citesc. Uh, ca, ca, pe o carte pas cu pas uh, deschisă. Proastă carte. N-am citit-o. M-am uitat așa, am răsfăit-o. Eu... Am fotografiat-o cum ar veni așa cu ochii și... Proastă carte. Dar uh, am început cu primul pas care este și chiar și mai proastă. Dar, în am mea opinie, nu. Dar, revenind, deci eu așa l-am citit. Nu suportă disconfortul deloc, niciun fel. Când uh, se întâmplă ceva ce îl pune în cea mai mică postură de insatisfacție, fie și de moment. Uh, dă cu paltonul de mașină. Că, băi, nu am... Pac! S-a enervat! O nu suportă. Da, repet, ăsta este, cred că este singurul motiv pentru care nu a dat interviu. A dat un singur interviu și el a fost un interviu cu uh, imediat după ce a câștigat, în felul în care a câștigat prima dată în, în, la, la contracandidat pe Ponta. Așa. Um, pentru că atunci, în cadrul unui interviu, mai primești și întrebări care, bă, nu îți convin. Nu prea sunt. Alea conferințele alea de presă în care uh, uh, a, ăla este maximum. Adică atât poate. Să suporte și a, deci a pus întrebarea: tă rată, tă gata, suficient, <sus> <Hăiți>. <sus> hop, și după aia, timp, ce la întrebare Așa, în cadrul unui interviu, e mai mare ping-pong, adică te mai întreabă odată, îți mai revine, te, insistă pe o temă. Așa, la așa zisele conferințe de presă, vine a disciplinați la microfon, majoritatea sunt de obediență absolută, nu? Deci, întotdeauna paradigma. E, acum, Bă, deci stai puțin, tu dai seama că a avut un șoc? Deci cum adică? Eu i-am primit. Adică ne-am făcut acest favor extraordinar de... Adică sunt, eu sunt Claus Iohannis. Da! Bă, și le fac favorul să-i primesc pe aia, pe sindicaliști, la Cotroceni. La mine la Cotroceni. Păi și ea, după aia nu levitează de încântare și nu zic, vai, de mine, am luat lumină, plecăm acasă. Astea. Și cum continuă greva după ce s-au întâlnit cu mine? <tri> Și arată, cum îndrăznește cineva să pună în dificultate examenele naționale? E uite așa. Și dacă aș fi în locul sindicaliștilor, ar spune, păi guvernul pune în dificultate examenele naționale, nu noi. Guvernul. Pe păi, guvernul, cheia rezolvării problemei e la guvern. Și guvernul pune în dificultate. Dar nu, îi văd că sunt, mă rog, așa. Uh, n-am partipriuri aici. Și vă spun și de ce n-am partipriuri. Uh, cohorte de profesori. Uh, n-am de... Cohorte de profesori l-au votat pe Claus Venor Iohannis și nu odată, ci de două ori. Ba, cohorte de profesori, după când Dragnea le-a dat niște facilități, le-a făcut, le-a dat, a, mă rog, a încercat să facă la vremea respectivă, au zis mulți cohorte, Domne, noi votăm împotriva lui Dragnea pentru că. Pf, nu știu, pentru că niște lozinci, ceva niște lozinci care nu au nicio legătură cu nimic, dar. Userismele, userismele din epocă, cum astea alte userisme, da. Userismele de atunci. Și atunci, da, țineți minte, că se discuta, în, în loc să se discute, în, atunci când a, a fost cu doamna Dăncilă, era contracandidatul, contracandidata domnului Iohannis. În loc să se discute, de exemplu, de ce nu e dezbatere televizată. Așa cum se întâmplă oriunde pe planeta Pământ, într-o lume democratică, e dezbatere televizată. Cum așa ceva? Ok? La Turcia acum n-a fost dezbatere televizată. Îl alerga ăla, Câlucic Daroglu, îl alerga pe Erdogan. Dezbatere, oriunde, facem dezbatere. El a zis, du-te cu dezbaterea, dar nu s-a ce dezbatere. La Turcia, știți? Deci, în Turcia și în România nu s-au făcut dezbateri. În rest, nu există cum, nu există Ăla Macron a făcut dezbatere cu Le Pen. Cum? Peste tot. Cum? Și nu i-a interesat pe nimeni. Pe profesor, pe... nu, erau, au erau, domne, fără să generalizez, dar erau cohorte de profesori care erau, domne, n-a știut dăncilă aria cercului. Aia m-am înnebunit de tot. Poftim niște aria. Deci, ce vreau să spun? Uh, clasa politică este generată de votul cetățenilor, dintre cetățeni fac parte și profesorii. În niciun caz este, nu, există nimeni necontaminat în România. Adică, domnule, eu acu picai și sunt precum chirurgul înainte de sala de operație, uite așa intru. Uite așa intru, nu mă ating de nimic. Nu există așa ceva. Deci nu există, mai clasa politică este de vină. Absolut nu, clasa politică este generată de popor. Deci, până la urmă, poporul este de vină pentru absolut orice. De asta n-am partipriuri. Remarc doar la nivel de comunicare, niște lucruri le-am comentat. Doresc tuturor părților implicate mult succes. Cum era la școală, înscriam în oracole, Doamne. Cum dorește că prioara apă rece de izvor, așa îți doresc eu ție. Mult succes în viitor. Astăzi. Ok, se pune că am comentat. Treaba asta, a, încă e foarte complicat. Domnul profesor spun, domne noi continuăm că e vacant, normal, vacanță peste vacanță, între niște vacanțe peste vacanțe. În România tot timpul e cu vacanțe. Foarte bine. Eu nu cred că ne mai merge, dar ok. O să vedem. Poate ne mai merge. Eu nu cred. Dar de marți se revine și că la. Adică, teoretic, ar trebui să înceapă școala, dacă n-ar fi grevă. Și domnul profesor spune, noi continuăm greva de marți. Eu sunt absolut uh, interesat uh, la modul curios, dar sunt așa cam cinic, curios. Și nu sunt chiar cinic, sunt doar uh, depărtat uh, emoțional de subiect. Uh, dar nu aș putea spune cinic. Uh, e foarte complicat uh, de supraviețuit la propriu, fără bani. Ori, în timpul Grezevei, profesorii nu sunt plătiți. Și întrebarea mea. Dacă e, cred, firească, da? cât timp mai rezistă profesorii fără să primească bani? Leafa, gen. Cât timp mai rezistă? Că domnul Răzvan Domitrescu tot menționează povestea finlandeză. Că au stat profesorii din Finlanda, în un moment dat, în grevă șase luni și după aia s-a făcut nu știu mare reformă a sistemului de educație. Ok, foarte bine. Nu știu din ce au trăit profesorii din Finlanda șase luni, habar n-am. Dar în situația noastră de acum, nu primesc bani. În grevă. Cât pot, cât pot, rezista? E adevărat, contribuie mult, de exemplu, președintele Iohannis, care să o țărăște și te întărâtă maxim. E firesc. Că adică, dumne, ăsta cu șase case din, med din meditații uh, și care zboară cu niște avioane private de manelist american, văd balonul lui Ciuvică, uh, să răstește la mine, care sunt aproape muritor de foame, făcând un meseria, știi? Deci, foarte greu de anticipat ce se va întâmpla, foarte, foarte greu. Dar ne spune tot dacă tot veni vorba, este superb aici, domnul președinte, eu îl susțin foarte mult, l-au votat românii de două ori, eu îl susțin. Zice în felul următor. Doamne, sper să găsesc că altfel. Mă enervează foarte, foarte. Nu cred că în hot news era. Cred că în Hot News era. Atenție, atenție, atenție. Acum mă găsesc. Ia uite. Asta este. Fiar în aici. Iohannis spune că administrația prezidențială este foarte corectă. Este foarte corectă. Când nu spune cât costă zborurile sale în străinătate. Președintele Claus Iohannis a răspuns ironic. Uh! Întrebărilor referitoare la costul secret al aeronavelor cu care se deplasează în străinătate, spunându-le ziariștilor care insistau că să le explice colegele și colegii de la administrație mai în detaliu. Um, aici avem, pe, avem cuplu prezidențial. Intrând în avion. Ok. Întrebat Joi de ce administrația prezidențială nu este transparentă față de cetățeni în a oferi informații despre costurile deplasărilor sale în străinătate, așa cum se întâmpla în mandatul altor președinți sau chiar la începutul mandatului său. Șeful statului a răspuns că administrația s transmite ce poate transmite. Administrația prezidențială este foarte corectă și transparentă Absolut. Și chiar președintele personal răspunde tuturor întrebărilor. Nu cred că există un temei serios pentru a ne bănui de altceva. În rest, fiind administrația prezidențială, există o legislație specială care spune uh, colegilor și colegilor exact ce se poate transmite și ce nu se poate transmite. Chiar nu-mi imaginez că vreți să încurajați pe cineva din administrația prezidențială să încalce legea. Ar fi chiar culmea, a declarat Claus Iohannis. Păi nu, sigur că nu. Nu, să respecte legea, dar legea nu e dată de Dumnezeu Tatăl dacă e o lege proastă și o lege proastă pentru o țară democratică, nu-i vorba că pe românii doar în cot. Nu interesează de nimic în afară de bere și de manele. Doar când le, la un moment dat li se întâmplă nasoale, într-o dată, domne, dar de ce noi nu? Pentru că, oameni buni, în România nu există cetățeni. Nu interesează de fapt pe nimeni. Pe nimeni lucruri importante în această țară. Se întâmplă la ocazii că mai răbuvnești, așa că o treabă, cum e cu greva profesorilor, de zice, bă, dar ai într-o dată. Că până acum nu s-a întâmplat nimic. Cam asta e senzația. Cam asta este senzația. Păi că pentru că, tocmai pentru că în țara asta, cetă, nu există cetățeni. Există populație, dar nu există cetățeni. Nu există oameni interesați de lucruri esențiale pentru societate. am bere, ascul manele, sunt bine. Până când nu mai ești. Și dintr-o dată, te... băi, dar stai puțin. Cum adică? Păi, cum adică? Nu te interesa nimic. Te interesa nimic. Ani. Și dintr-o dată, băi, bă, stai puțin. Tu unde ai fost? Cu ce te-ai ocupat? Cu nimic. Ok, deci, faptul că non-stop Claus Iohannis se camuflează în spatele unei legi, care evident că este o aberație și o este o mizerie, și, păi, fă ceva! Zi, domnule, această lege e o mizerie. Mă ne obligă să nu spunem ceea ce noi am vrea să spunem și am putea să spunem și nu e nicio problemă să spunem, dar legea asta e o mizerie și ne împiedică. Și atunci, toți claveții ăia de la PSD și de la PNL vin repede și se încolonează capilitura de fier, ca întotdeauna de altfel, să și gata șeful. Se poate, păi nu modificăm noi. Jac, păi nu dă ciucă o ordonanță de urgență în păloc ca să modifice o lege care nu-i place lui șeful. Evident că dă. Dar șeful nu zice asta. Șeful zice, e o lege. Păi schimbă. -o. o să zic că știți, administrația prezidențială nu are uh, inițiativă legislativă. Înțelegeți? Adică, da. Și deci, domne, eu v-aș spune, dar legea, asta este legea atunci e o lege imoabilă. E o lege care... unde lege nu-i tocmeală? Cât tupeu, totuși.